Summitul B9, găzduit de președintele Klaus Iohannis, a avut loc astăzi la București. Printre subiectele de pe ordinea de zi, s-a discutat și despre întărirea apărării flancului estic al NATO. Îți reamintesc că B9 este un răspuns la conduita agresivă a Rusiei în zona de est alianței și este o platformă deosebit de utilă pentru aprofundarea dialogului și a cooperării între aliații NATO. Despre primele concluzii după summit vorbesc acum cu Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezența la Aleph News. Bună seara! Domnule Diaconescu, l-am văzut pe președintele Klaus Iohannis, care l-a spus liderilor prezenți la B9, că este important să definim Rusia ca amenințare și să fie consolidată alianța. Ce efecte credeți că va avea acest summit? În primul rând, este o reuniune a statelor aflate în flancul estic al alianței nord-atlantice, deci concluziile acestei întâlniri, evident că au o relevanță specială privind summitul de la Madrid. În al doilea rând, conștientizarea la nivelul alianței nord-atlantice și a pericolului pe care Federația Rusă îl generează, sigur că trebuie să reprezinte un argument de legitimare a unor decizii cât se poate de semnificative. Prezența prin rotația forțelor NATO în zona și spațiul euroatlantic, cel puțin pentru flancul estic, în acest moment trebuie reevaluat. Și este clar că grupurile de luptă care urmează să se constituie în statele, în cele patru state din proximitatea estică, și mă refer la România, Slovacia, Ungaria și Bulgaria, trebuie să reprezinte o prioritate din perspectiva deciziilor care se vor lua la Madrid. Pe de altă parte, președintele Biden a transmis un mesaj clar prin care spune că Statele Unite se angajează să apere flancul estic al NATO. Cuvinte sau fapte? Fapte, pentru că Statele Unite, într-adevăr, a fost prezent extrem de semnificativ în zonă, atât ca factor de apărare, cât și de descurajare față de amenințele dinspre proximitatea estică. Deci, din acest punct de vedere, sprijinul american, inclusiv cel politic, în deciziile ce urmează a fi luate, este unul foarte semnificativ. Președintele Iohannis a mai spus că NATO trebuie să se asigure că poate să răspundă unor eventuale provocări. Este România pregătită în acest moment pentru a răspunde unor amenințări ulterior? România, stat NATO, este pregătită să răspundă oricăror amenințări și din această perspectivă avem vectorul politic, vectorul militar, care trebuie să conlucreze de o manieră prin care proiectul de securitate regional să fie cât se poate de bine conturat. Însă este nevoie și de cooperare regională din acest punct de vedere. Nu pot fi așteptați numai americanii sau statele occidentale să exercite demersurile de apărare. Este nevoie și noi să ne organizăm în regiune, așa cum balticii, alături de polonezi, suedezi și finlandezi, reușesc în ordul îndepărtat să pună proiecte de securitate în aplicare. Într-adevăr. Domnule Diaconescu, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.